Dragostea secretă, Andrei Bereclanu din adolescență. Nu o să crezi care a fost primul iubit al Andrei Bereclanu. Până în ultima clipă i-am spus tatălui meu: tata, te rog, te rog. Un frate? Spune-mi că ai mai avut un accident, o întâmplare în viața ta, că ai ascuns un lucru. Mama știe că e iertătoare. I see friends shaking hands, saying... How do you do? Urmează o declarație bombă, da? Eram foarte urâtă. Vorbesc minți frumos. Jur. Uite, sună pe mama. Îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață. Uite, vezi aici, nu? Și nu i-am dat cât aș fi vrut. Și nu i-am dat ce aș fi vrut. Vino în casa mea! Doamne ferește, cred că e prima dată când te văd așa după mult timp. Așa, nu știam să după 20 de ani. Mi-am luat o cămașă albă, cel mai banal lucru. Cel mai banal lucru, m-am băgat în negru, cel mai nebanal lucru. De ce compliment să fie să fii în pantaloni și să te spună că ești cea mai sexy? Cea mai sexy din parcar? Oh! Aoleu, chiar tremuri. Da, știu, da, dar mi s-a spus să stau niștit. Așa iubești tu. Tremurând. El iubește cu tremurii. Uite cum te calmezi. Ah, m-ai calmat? Da. Bine ai venit. Este, da. M-am găsit, hai. Nu, că mă descalț, dezbrac, descalț. Te-ai jos. Pe mine mă interesează foarte mult. Iartă-mă. Erau niște, îi dau imediat afară. Ieșiți afară toți. La ce crezi că ai venit astăzi aici? Aia din Austria era. La tine. Perfect. Aș vrea de la bun început să spun... Nu cu profilul ăla, cu profilul celălalt. Băi, avut ieri o discuție nasoală cu nevastă. Nu știu că ai cu profilul, habar n-am. Asta da? E ideea. Deci nu mă interesează profilul. Vreau să te întreb un singur lucru. Da. Există... Găsește tu profilul bun. Ăsta este... Eu cred că profilul ăsta nu-i bun, ci că profilul ăsta... Eu n-am întrebat pe nimeni care e bun, care nu e nici măcar cu fotografii cu care am lucrat și eu cred că treaba... nu e treaba exponatului care e profilul. Știi că fetele, așa, ăsta este profilul, știu eu, că mi-a spus mie cineva odată, așa. Sau ăsta e profilul, mi-a spus mie un medic altădată. Nu, treaba fotografului, artistului, celui care filmează este să-ți găsească cel mai bun cadru, că poate nu-i vorba de profil. Poate nara stângă e altfel decât dreapta, poate ochiul, poate sprânceana, dar poate jumătatea urechea. Stângă nu este la fel cu jumătatea dreaptă, asta știm. Asta știm foarte bine, okay. Și se vede cu ochiul liber. La mine, ce e greșit? Aia e un pic mai insensibilă decât cealaltă unde e corazonul. Cu corazonul, mă. De corazon. La tine este treaba... Uite, dăm și, te rog frumos, da. Mulțumesc, iubire, dăm cu deja, colegii. Oricum, auzi, deja nimeni nu se mai uită la noi. Deja. Fii atent o chestie. Podcast-urile astea sunt foarte relaxate și foarte drăguțe, dar în urma lor, alții fac bani imenși. La ce te referi? Nu tu faci bani imenși cu vizualizările. Deci... Fac alții, ca să spun de ce. Pentru că tu te simți relaxat. Da? Și totuși dacă ai și un individ care nu mai are... o individă, că nu mai are nimic de ascuns. Corect, deschisă. Așa, ok, da, deschisă, dezinhibată. Așa, dezinhibată, relaxată, totuși, tu știi foarte bine, discretă. Așa. Cei din presa tabloidă vânează acum mai nou podcasturile, înțelegi? Și nu se mai uită la interviurile de la TV sau interviurile pe care nu te mai solicită în interviuri, ci se uită în podcasturi, pentru că omul este foarte relaxat. Se simte deja privit de alți oameni care nu sunt neapărat mass market și nu sunt neapărat telespectatorii, să zicem, și vânează declarații pe care tu le spui din suflet într-o zonă mai puțin de un metru, mai ales dacă ai cu cine, ai unde, și vânează declarații. Și apoi speculează aceste declarații în care tu ai spus ceva, le scot din context, iese cu totul altceva și fac bani. Superb! Eu sunt tânăr, deci să vezi tu câte novice. Titluri vor ieși din această conexiune Depinde noastră. Depinde ce se întâmplă astăzi aici. Deocamdată am tremurat.
Fii atent, ce scandal poate ieși din faptul că am tremurat când m-ai îmbrățișat? Orice. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Zi. La ultimul interviu pe care l-am dat, am povestit o chestie inofensivă. Poți să vorbesc cu gura plină? Da, poți să vorbești orice. Și am avut un interviu de curând, săptămâna trecută. Mm. Și am zis, foarte relaxată... Cu cine erai cu interviu? Cu Călinescu. Nu era podcast. Era un interviu, dar foarte relaxat, Călinescu, Florin. Călinescu, Florin. Flora. Ah. Și povesteam... A, la emisiunea lui. Da, mă. Așa. Dar e relaxat, e ok. Da, normal, da, da. Când te simți bine cu omul, spui... Fotorile sunt foarte comode. Am spus așa. A venit vorba. A fost un context. Puteam să spun sau să nu spun. Mm-hmm. Și am și zis, fii atent ce o să iasă de aici. Eram prin clasa 11, am chiulit de la școală cu un grup de fete, ne-am dus la Cassandra să vedem pe Cheiul de Vest, piesa, unde juca Florinel Piersic. Erau mai mulți actori, printre care și Florinel, și bineînțeles că toate eram în cap după Florinel, da? Dar și pentru că aveam acest obicei intelectual prost, pe care l-am și acum, să văd piese de teatru, că altfel puteam să mă duc, să chiulesc de la școală, să mă duc în altă parte. La bodegă. Clasa 11, da. Ce a ieșit? Titluri, dacă vrei, le vedem în ziare. Te-ai combinat cu Florinel. 3-4. Nu. Dragostea secretă, Andrei Bereclanu din adolescență, nu o să crezi care a fost primul iubit al Andrei Bereclanu. Oare el știe ce obsesie a făcut Andreea Bereclanu pentru el? Săracul Florinel, bineînțeles că i-am povestit după ani de zile. Zic, băi, fii atent, înțelegi? Mai ții minte când ai avut spectacolul de an de la Cassandra? Ei bine, eu eram în al doilea rând. Știi? Am povestit o chestie normală, firească. Evident, n-a fost iubitul meu Florinel niciodată. Putea să fie, dar n-a fost. Dar n-a fost. A fost altul. Așa putea să se întâmple și între noi doi. Știi ce nu i-a spus Călinescu? Partea cea mai mișto. Când spectacolul ăla era altul care mi-a fost soț. Pe aceeași scenă cu Florinel Piersic. Andrei era acolo? Da. Genial! Și știrea cea mai tare nici nu măcar nu este asta. Care știrea cea mai tare este că peste ani o fi nevasta lui într-un grup de prieteni. Eu povestesc faza cu Florinel. Lui colegului de scenă, deci lui Andrei. Așa. Povestesc faza asta într-un cerc de prieteni. Și el zice, cum? Și nu mai țin minte cine era pe scenă atunci. Ba da, bineînțeles, cum să nu? Dana Dembinski cu tare. Așa l-a invitat așa. Andrei. Și ce? Mai eram și eu. Uite afișul. Genial. Deci, știrile pot fi, dar astea sunt ale noastre. Presa încă trebuie să învețe, pentru că în momentul în care ai scris articolul ăla și ai zis că Andreea Bereclanu era îndrăgostită de Florinel, foarte bine. Era îndrăgostită, a fost cu Florinel, n-a fost cu Florinel, nu contează asta. Contează altceva. Mm. Și nu o să dau în generații. O să spun cu mare drag, pentru că iubesc oamenii tineri, atenție, puneți mâna pe o carte. Nu strică niciodată să pui mâna pe o carte. Te relaxează. Pentru că altfel, ai fi știut că acea piesă, sau poate n-ai fi știut, dar trebuie să te documentezi. Pentru că știi cum a fost scris articolul? Mm. Andreea Bereclanu s-a dus pe Cheiul de Vest să-l vadă pe Florinel Piersic. Dumnezeule mare! Am înțeles. Da, normal, așa ar fi fost la prima mână. Sigur, corect. Era un pic în America pe Cheiul de Vest, dar... Da. Bine că n-ai zis cartierul de Vest, că asta denota chiar cultură. Da. Bun, acum în urma acelor discutate vreau să spun un singur lucru. Mamă, deci am intrat în pâine ca lumea de tot. De mult am intrat în pâine de mult. Ceea ce vreau să spun este că următorul, nici mă fac introducerea, nici mica. Nici mă interesează introducere. Ba eu aș vrea să... Introducerea ta ar fi importantă. Okay. Da. Mie, știu că îmi îți place introducerea. Să te introduci. Frumusețea răpitoare. Bine, hai să da. Despre tine era vorba. Da, corect. Frumusețe răpitoare, voce înduioșătoare. O prezență plină de candoare și găsește de fiecare dată loc de parcare. Andreea Bereclanu, asta e introducerea. Nu știu cum ar fi stat lucrurile dacă eu, în urmă cu 25 de ani, când te-am văzut pentru prima dată cu rochie scurtă, cu o geantă, pe magheru, treceai pe loc nepermis? Nu e adevărat. Improvizează. Improvizează. Nu improvizez deloc. Mă confundă cu altcineva. N-am purtat mini nici când aveam picioare de mini. Am văzut cu furță scurtă, nu știu, fustă. Ai purtat fustă, stai liniștită. Și atunci am zis, uite o femeie frumoasă. Care, dincolo de a fi femeie frumoasă... Dar nu eram în București, eram la Paris. Nu, erai aici pe București. Dincolo de a fi femeie frumoasă, s-a urcat cu o noblețe senzațională într-o Dacia 1300. Deci atunci
dorința mea, pentru că eu am niște probleme din viață. O culoare spălăcită. O culoare spălăcită, pentru că era revopsită. Ce mai contează culoarea? Da. Te-ai urcat, erai o tânără care, cu siguranță, era o Monica Bellucci, ca să înțeleagă și telespectatorii din Italia, care s-a urcat într-o Dacia. Eu am avut o Dacia 1100. Din păcate, prin anii 90, am vândut-o. Eu am preluat-o de la tata, așa cum cred că știi, ți-aduci aminte? Mi-aduc perfect aminte. Dar tata n-a avut... Deci tata, șmecher, totuși nu atât de șmecher încât să treacă la 1310, pentru că el de la 1300 a luat un Audi 90 și după 90... și după aceea Audi 2000. Și atunci, practic, dar ce îmbunătățire la 1310? Știi, la 1310, da, erau stopurile. Stopurile erau pătrate, dar știu tot și fii atent, când am vrei să mă laud cu o chestie, adică să fiu mai presus de lauda ta. Nu, laudatum. Din acel moment conduc, deci mă rog, de la 18 ani conduc, că nici nu se putea altfel. Poate se putea mai devreme, mai târziu nu. Dar ideea este că atunci se dădea, știi, traseu, poligon, nu știu ce sală. Pentru sală a fost drăguț că eu am dat examenul odată cu mama mea. Mama având 40 și de ani la momentul ăla, eu 18. Mm-hmm. Mama autocilară, îți dai seama, totuși dai, i-a luat toate aceste traseu, poligon sau așa, bine, totuși să dau examen la 40 de ani în prima, înseamnă că ar avea ceva talent. Adevărat. Dar sala a luat-o punctaj maxim, învățând, 26. Învățând practic o săptămână, bineînțeles, sau cât a învățat, temeinic, ca să fie sigură că ea... Mama te sărut. Așa, exact. Eu... A doua zi dădeam examen și se făcuse deja după amiază. Și mi-am rezervat... Nu înțeleg! Cine e prioritar în intersecția asta? Cele 2 ore, da, ca să fac toate testele alea. Așa? Și am luat cu punctaj, nu maxim, așa cum a luat mama, ci minim de cât aveam nevoie. 21. Dar cel mai important, este că în momentul în care am coborât la poligon, am coborât din mașină, instructorii care, bineînțeles, te evaluau, te notau, așa, pentru că am coborât foarte repede. Deci a fost start și în mai puțin de un minut a ieșit o domnișoară, exact cum spuneai tu. Zice, n-am crezut că ești femeie, că ești fată. N-am crezut, am crezut că este un băiat. Pentru că l-am făcut atât de rapid și atât de tehnic și într-un timp atât de scurt, încât nu prea se întâmpla să vadă la femei lucrul ăsta. De atunci am preluat Dacia lui taică-miu, 1300, uh-huh. Așa, și asta a fost, să știi că e un lucru care te caracterizează în toată viața ta. Te duci la țanc. Tu n-aștepți înflorituri. Mă duc la poligon. Te iubesc, bine, hai. Te doresc, bine, hai. Vino la teatru, bine, hai. Deci, fii atent cum ești tu. Tu ești... Tu ai vorbit cu un prieten toate lucrurile astea? De unde știi tu așa de bine totul? Păi da, și așa? Eu sunt cu intuiția la punct. Deci tu ești un fel de... Ai tăiat, ai dat cu toporul, ai tăiat, după aceea pui așa puțin saprosan, cum îi zice la ala. Vorbești tu cu altă terapeută de-a ta, Cristina Stănciulescu. Băi, eu nu vorbesc cu nimeni, tu ești... Jur că n-am vorbit cu nimeni, iar dacă am vorbit cu cineva, iar este strict legat. Astea, intri, tai respirația, ieși, iei respirația. Eu n-am, inhale, exhale, nu mă interesează. Eu știu foarte bine că acești covrigi îți aduc aminte de ceva și ți-am pus din prima pe masă. Dacă am tu făcut ai ceva omis, regizat... Tu ai omis faptul că eu nu mai iau suplimente, nu iau... Deci nu iau pastile, deci uit. Să-mi dai și mie frumos un bar cu apă și suplimentele alea, le-au astăzi toate, pe toate. Toate. Voi fi un om nou. Eu am simțit asta din prima. Iar faptul că nu ți-am făcut niciun avans, jurnaliști, atenție. Niciun avans. A zis prima TV, atenție. Cu 20 și ceva de ani în urmă, e faptul că eu când am plecat din Brașov, știai că nu o să te bag în seamă. Tot. Exact. Nu puteai să te umilezi, nu e chestia de umilire. Nici de umilire. Dar nu mă umilire. Eu stăteam în gazdă. În anii 90, din 93 până în 2000, și eu că plecasem deja în gazdă. De acasă. Da, am stat în niște... Acum fac pe victima, dar asta e. Eu am stat în niște subsoluri în care mi era jenă să aduc pe oricine și ca atare toată viața mea era la televiziune. Mâncam la televiziune, iubeam la televiziune. Eu cred că uiți că știu pe unde mai sta. Băi, aia a fost în 98-99, înainte, după ce te-am văzut pe tine. Eu te-am văzut, ții minte că am văzut odată Esca,
în, la barul televiziunii. Mm-hmm. După aceea pe tine te-am văzut de mai multe ori. Te-am văzut adică mai multe ori și ziceam, băi, ce femeie stai, frumoasă. Stai puțin, iar ies o știre. Și așa, acum, deci eu mergeam mai mult la bar decât Esca? Nu, nu. Nu este adevărat. Nu. Deci sunt pe Andreea acum. Stai. Nu este adevărat. Da. Nu. Văd că, cred că tu ești jurnalistul din spatele știrilor. Dar lasă asta. Să punem chei acestor poduri. Păi, vezi că eu mănânc tot ăsta. Știu, știu că îți plac. Așa. Ceea ce vreau să spun este că eu din prima, eu în viața mea din Brașov, și asta e un coveste pe care n-am spus-o nimănui niciodată, pentru că de asta fac podcastul, pentru că pentru a vorbi tu, nu eu. Eu am fost timid mereu. Dacă eu am avut relații în primii 20 de ani de existență pe pământ, a fost pentru faptul că femeile au venit către mine, nu eu către tu femei. Tu ai mai avut relații în afară de Alice? Da. O altă știre. Deci știri după știri. Băi, dar crezi că se mai uită cineva la noi? Nu o să uită nimeni. Hmm? Ideea este că... Suntem încă proaspeți? Suntem foarte bine. Eu îmi pun problema dacă eu aș fi avut curaj pe vremea respectivă. Cine a avut prima dată curaj cu tine? Cine te-a invitat la o cafea prima dată, Andreea? Când erai la televiziune, deja erai cunoscută, era o fată cunoscută. La cafea, mă rog, acum depinde dacă e o metaforă sau nu. E o chestie la clară. La cafea nu e nicio problemă. La cafea nu e nicio Am problemă. Înțeles. Pot să mă întâlnesc la cafea cu tine după ce îți spun, fii atent, bem o cafea, pentru că nu e loc de altceva. Dar tu așa vorbeai? Da. Ui, mamă. Deci ce, am înghețat. Am ceva pe mine? Nu, ce? Am înghețat eu. Da. Eu am înghețat. Deci tu, mamă, nu ar fi fost o posibilă o relație între noi doi. În ciuda frumuseții dar tale... Poate nu, poate spuneam, stai un pic, poate nu-ți spuneam asta. Dar cum... Ești un drăguț și un cald și mie îmi plac oamenii calzi și sensibili. A, m-ai aruncat în șans. Da. Când a fost... Cine ți-a propus prima dată... Zici, băi, îmi place gagiul ăsta, îmi place tipul ăsta sau îmi place... Când ți s-a făcut chestia asta? Pentru că eu îmi pun problema asta de fiecare dată. Când a început să mă recunoască lumea, 93, eram în al 9-lea cer. La tine cum s-a întâmplat? Asta pentru că tu ai 50 de ani. Eu având 47, la mine asta s-a întâmplat... Am 49. 50, ce mai? Nu, da, am bine, 49. Eu spun 47, adică 50, ce mai? Deci tu ai putea să spui lejer 53, ce așa, mai? Așa, așa. Deci ție ți-a întâmplat în 93. Eu în 93 scriam deja la două ziare, încă mă laud, așa este, da, știu. Viitorul și România Liberă și Cuvântul. Viitorul, România Liberă și Cuvântul. La una eram angajată, la celălalt colaborator, și tot în același timp am intrat și la Soti, printr-o întâmplare. Unde cânta Pavarotti. Da, și într-o... Nu, da. Da, era drăguț. Nu știam nici cine sunt. Habar n-aveam cine sunt, mai ales că am intrat într-o dimineață în direct, pur și simplu, cu părul prins într-o coadă, fără make-up, fără nimic, cu un sacou de pe mine, cu care n-am pe mine. Singurul, probabil, pe care l-aveam. Nu că eram vreo amărâtă, nu despre asta e vorba, dar nu, aveam altfel de haine, în orice caz nu de știri. Și oamenii au hotărât să mă oprească, au văzut un potențial. Doar noi n-or fi orbi, nu? Mă, nu, dar nu era... Băi, da, nu era ca acum. Că Andreea, nu spune chestia asta, pentru că eu, în momentul de față... Era și un pic altfel, că nu era suficient să fii doar drăguță, știi? Trebuia să ai mai multe... Da, tu aveai deja verb. Deja aveam, erai mai articulată și... verbal decât mine. Decât acum. Nu, decât mine, pentru că eu atunci eram lopată. Eram. Pentru că ei m-au pus imediat să fac, poftim niște întrebări cu 5 limbi străine, 6, 7 limbi străine. Uh-huh. Și spunem, te rog frumos, zim întrebările astea cu dicție frumos, zâmbind la lentila aia. Hai, dă-i drumul. Câte gafe sau câte greșeli, câte bâlbe am avut, numai eu știu, și câțiva oameni. Eu nu aveam nimic de pierdut. Eu nu aveam nimic de pierdut în momentul ăla. Nu aveam. Și aveam și eu, evident, zona aia de inconștiență frumoasă. Corect, știi? Frumoasă. Nu realizeam ce mi se întâmplă. Era pur și simplu. Mai degrabă aveam, evident, o mare responsabilitate în urma unui articol pe care îl scriam sau un interviu pe care îl făceam cu paleologul, cu oameni pe care i-am intervievat în momentul ăla, atunci când eu aveam 18 ani și îți dai seama cât de pregătită trebuia să fiu și ce însemna o documentare. Mai ții minte cum s-a uitat, de exemplu, paleologul la tine când ai venit tu de 18 ani, o frumusețe de fată cu un sacou pe tine? Aș vrea să fie un interviu.
Avea altă voce. Turiști neschimbată de 20 de ani încoace. Da, dar asta n-are nicio legătură cu operațiile estetice. Că o să vorbim, nu, estetic și... vorbind... ești... Știi de ce? Pentru că, în afară de faptul că tu mă știi de 25 de ani, nu am timp nici să traversez strada. Deci nu am... Nu, adică treaba asta este treaba absolut care ține de gene. Corect. Nici măcar, de o întreținere, nu de operație, nici măcar de o întreținere. Adică de o întreținere, aia poate fi firească, la fel cum aș fi făcut-o și dacă nu eram alături de un om care face asta. Care face asta. Uh-huh. Înțelegi? De asta eu sunt prima care văd într-o femeie sau într-un bărbat cu totul altceva decât lucrurile care țin de înfățișare. Ce vezi în mine? În... Mulțumesc. Nu mai râde de tine. Nu mai... Tu râzi eu de sunt tine la fel. Și tu am o timiditate pe care o păstrez. E adevărat, a scăzut puțin nivelul timidității, dar eu la fel sunt și acum. Adică tot tu vei fi... Eu te văd pe tine, știi, aia cu Revoluția tine, din Paris, de la 1789, tu ești aia care duce... Eu văd în tine un om bun și frumos. Asta, acum, pe bune, și că trăsăturile sunt alea care sunt, indiferent de numărul de kilograme, trăsăturile tale nu se schimbă. Tu arăți mai bine decât acum 25 de ani, 30 de ani, indiferent de numărul de kilograme, știi, pentru că mulți, când sunt mai plinuți, se schimbă. Tu nu ești nici foarte rotund la față, tu ești... trăsăturile tale au rămas aceleași și e bunătatea aia fundamentală care e la pachet cu educația și eu știu asta. Eu știu că ești un băiat educat, un băiat citit, un băiat școlit, un băiat care iubește din tot sufletul lui și vrea să fie iubit. Și lucrurile astea se văd în ochii tăi, se văd în pielea ta. Și cred că asta... Ce faci, mă? Păi am mașină, sunt cu mașina. Mașină. Acesta este un ceai din producție proprie. Wow! Mai, știi că am fost în Scoția acum, înainte de pandemie. Cum se schimbă subiect, am fost Scoția. În Scoția și am făcut un tur al distileriilor cu un bărbat, doctorul Constantin Stan. Așa, nu știu cine e individul, mi se pare un tipitor. Da. Care nu bea. Și i-am spus, ce vrei să vezi? Castele, bineînțeles. Ce vrei să vezi? Cărți, mașini, sigur. Ce vrei? Distilerii. Ce bărbat să te iubească mai... Stai un pic. Ce bărbat să te iubească mai mult decât să accepte să facă un tur al distileriilor când el nu poate să deguste... Nu m-ai văzut pe mine. Nici un vin. Dară-mi tu un whisky, că ia foc. Noroc. Să trăiești la mulți ani. Noroc, la mulți ani. Și vouă. Vă dăm și vouă la spus că a mai rămas o sticlă. Stai, că îl știu. Știu că știi. Eu fumez, auzi. Eu beau afumate. Afumate? Nu vreau. Știi că am descoperit afumatele în urmă cu 15 ani și am obligat lumea să bea afumate. E foarte bun. Vrei să-ți tor puțin apă? Nu vreau. Dacă îmi zici dacă vrei apă. Apă minerală vrei? Numai că va trebui să-mi las aici să iau taxiul. Nici o problemă. Asta este situația. Asta e viața. Ai multe de făcut astăzi, așa că nu te grăbi să te duci nicăieri. Ai anulat toate întâlnirile de azi? Aveți pat aici? Aveți. Uite unde stai. Pat? Da. Avem de tăti. Dorm ca un doctor oriunde mă pui. Da, ai învățat asta în armată, eu zic. Vreau să te întreb dacă tu ai vrut să devii știrista respectivă, jurnalista respectivă. Aveai alte planuri? Pentru că eu aveam alte planuri. Vreau să intru la conservator și mă pregăteam pentru asta în Brașov. Și m-am luat Bucureștiul. Nu prea am susan pe buze. Nu ești perfectă. Dacă, nu? Nu. Puteam să zic da și să te ating, dar n-am făcut asta. Sunt educația. Așa, fii atent. Ce m-ai întrebat? Așa. Cu distilăriile. Tu chiar vrei să devii știrista? Deci nu știam ce vreau să fiu. Pentru că, fii atent, știi foarte bine, familia mea era compusă din mulți medici. Mulți, în afară de ai mei, care nu erau medici. Care nu erau medici, da, corect. Că doar știi. Eram destul de influențată de partea asta, știi, că în jurul meu, tot mătuși, unchi, toată lumea terminase medicină, sub toate formele. Chirurgie, interne, deci toată lumea. Și atunci, noi, atât eu cât și verii mei, eram influențați de treaba asta. Cine a devenit făceam medic? Făceam injecții, am mai spus lucrul ăsta. Făceai injecții? Da. Învățasem să fac injecții pentru că era... Se întâmpla, adică frecvent, stetoscop, te ascultam, pulmonar, okay. Nu contează. Dar departe de mine, de ce? Pentru că, dincolo de
influența asta, trebuia să știi fizică, chimie, nasol. Nasol. Deci aici... Fizică, da, dar chimie... Da, aici a fost, da, hai, fizică ca fizică, dar chimie... Fizică, fizică. Da, da, da. Ce anatomie nu aș fi, aș fi intrat poate aproape de nota maximă, nu e o problemă, anatomia n-a fost, îmi plăcea. Luam note mari la școală. Dar la vederea sângelui? N-am nicio problemă, okay. Cum n-am nici acum, nu. Dar fizică, chimie. Și atunci n-avea sens și m-am dus înspre filologie pentru că mi-aș fi dorit să... Fiind pasionată și chiar olimpică de limbă franceză, știu că lucrurile astea nu se spun pentru că dăunează grav sănătății zilelor noastre. Zida. Terapeutul nostru. Wow. Nu e bine, nu e bine să citești, nu e bine să, nu e bine să știi limba franceză. E bine să speculezi în zilele noastre, așa? Speculă financiară, nu? Speculă financiară. Bitcoin, chestii. Mm. Da. Mm. Și atunci... și atunci e, nu știam prea bine ce vreau să fac, dar știam că îmi place asta. Limba română și limba franceză. Și atunci m-am ajuns la filologie și întâmplător am nimerit la, ți-am spus, la SOTI și atunci m-am transferat la jurnalism și am terminat jurnalism, dar eu am lucrat de la 18 ani am lucrat în presă. Și a fost absolut o întâmplare care mi-a deviat cursul vieții. S-a dus în altă zonă, s-a dus tot în altă zonă, dar eu am rămas am rămas în zona asta de confort a limbii române și am un defect profesional. Oprește-l. Cine-i Silvia? Știi că iau telefoane și știi. Da, știu. Chiar, adică da. Știu. Da, mersi frumos. Ok, da, și verifică-l. Vezi să fie bun. Îmi cer mii de scuze. E o chestie importantă. Vezi, dacă nu eram eu să-ți spun Silvia, cine e Silvia, tare, tu ignorai mesajul. Ignoram, pentru că m-am pierdut în ochii tăi. Terapeutul nu trebuie să te scape un minut din supraveghere. Iar vorba aia, ai spus-o chiar tu, podcasturile sunt pentru deschidere. Podcasturile sunt... Eu vreau ca întâlnirea noastră să se soldeze cu lucruri inedite. Înțelegi? Ce faci, mă? Ce fac, mă? Eu sunt cititoare de prompter și de foi, nu tu. Perfect. Te rog. Nu mă pune să ce e asta. Este băiatul care recită. Am văzut documentarul. Uite ce, nu mă lua cu chestiile astea, că nu ține la mine. Fii foarte atentă. Un singur lucru spun. Există oameni care n-au voce deloc. Eu dar, și mama. Dar. Fii atent. Dar. Deci există. Stai pe loc stau, puțin. Stau. Terapeutul trebuie să fie aici în da, permanență a plecat, și să aibă grijă de noi, să nu derapăm. Da. Deci, știi familia, toți cântăreți. Și ăia pe care nu i-ai știut și nu-i știi, toți cântăreți. Deci, s-a cântat în casa mea mai mult decât în casa ta, da, cred. Da, dar corect. Treaba e alta. Eu, mama, Eva, Blană. Vă înșelați. Nimic. Vous j'enchele. Zim expresia în germană. Da, trompe. Vă trompați. Hai, o vedea, nu știu despre ce e vorba. Hai, tu cânti și eu te ascult. Că să te auzi mai bine. Puneți doar astea în timpul cântat. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think at all the things you're doing in my head I paint a picture. Cause since I've come home, well, my body's been a mess and I've been miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Tu acum, Valerie. Vezi, mă, am luat un ton. E bine, mă. Valerie. Dacă vă mai aud pe voi ăștia care ziceți că n-aveți voce. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer?
așa. I hope you didn't catch the tan. I hope you'll find the right man who'll fix for ya. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Yes, I'm busy with Andrea. And I did. And did you have to pay the fine that you were dogging all the time? Are you still busy? Dizzy Gillespie. Since I've come home, well, my body's been a mess, norocul suplimentele. And I've missed your ginger hair and the way you like a dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Valerie. Zi. Valerie. Mamă, face și terță, Dumnezeule mare. Valerie. Cu Andreea Berichela nu fac terță. Valerie. Zi și tu acum. Valerie. Wow. Greu e să cânti. Mai greu este decât să... Dar ce găsești tu greu în chestia asta? Mai greu decât să citești știri, mai greu decât să faci știri, mai greu decât să editezi este să cânti. Nu cred așa ceva! Ba da! Nu există așa ceva. Deci fii atent. Nu, greșești amarnic. Era să zic ceva discriminatoriu. Noroc că la podcast nu ne contează. Voi cântăreții din zilele până și, nu, n-am vrut să spun asta. Până și cei fără studii medicale. Muzicale. Până și muzicale, știi tu la ce... Da. Lăutarii. Da. Până și ăia au studii acum. Da, și sunt unii pe prima scenă a țării care nu știu o notă muzicală. Nu e asta problema. A, mă rog. Să știi, ăsta e și farmecul. Păi, nu-i există deci, profani... Înseamnă că am... Înseamnă că am ureche muzicală. Pentru că eu pe aia nu-i ascult. Normal că ai. Păi, da, mă, da. Dai și voce. Nu, deloc. Ba nu, hai să vezi. Dacă tu vezi filmarea asta, o să vezi o voce senzuală, la fel precum în învățișoară, cântând Valerie. Păi nu oricine face chestia asta din prima. Eu a trebuit să mă... Prima dată, știi cum cântam? My, Delilah. Țin minte. Eram contemporani. Exact. Deci fii atent. Și cineva mi-a zis, bă, dar tu să simți, știi? Fii atent. Cel mai greu, știi când mi-a fost? Când am născut... Și a trebuit să le cânt cântece de leagă în copiilor. Pe Petru? Păi și pe Eva, cum? Am doi copii, da, Eva și Petru. Da, știu, nu. Deci da. Eu știam și aveam, adică, știi că eu sunt, adică, știu, sunt autocritică, știu ce e bine, ce nu e bine, știu ce e frumos, ce nu e așa și mai puțin. Știam că nu am cum să fiu completă, că n-am voce. E simplu, nu am voce să cânt. Și atunci, cum fac eu ca mamă, că eu trebuie să le cânt copiilor. Și dacă copiii, bebeluși fiind, au totuși o ureche muzicală și încep să plângă. Dacă n-au început să plângă... Nu, deja îmi închipui chestia asta, tu ținându-o pe Eva în brațe, da, cântând da. Zi. Nani, nani, puiu mami. Nani, nani, la careva... Nu, da. Nu există așa ceva. De ce crezi că a adormit? De ce crezi că au crezut? Măi, ai niște copii foarte frumoși. Sunt de ochi. Ai niște copii superbi. Ai niște copii dacă... Eu te și văd. Dom'le, mie îmi trebuie doi copii frumoși. Cred că așa ai zis, dragul. Uite asta. Ce, dar cum ai zis? N-am zis asta. Deci pe bune, că știam că ești frumos, dar nu despre asta. De fața mea. Deci fii atent. Frumoși, da, da. Știm că noi suntem... Avem neamuri frumoase. Adică corect, avem neamuri. Și noi, și voi, și tu, și eu, și toată lumea. De nu despre asta e vorba. Poți să spun atent. Chestia asta? Că... Da. În fiecare an, de când s-a mai dezvoltat, îi spune Evei un lucru. Nu e suficient. Uite, acum mergem amândouă pe stradă și vezi câte sunt mai frumoase decât mine la 47 de ani și decât tine la 20. Multe. În România sunt multe. E vorba despre altceva. E vorba de cum privești, despre ce vorbeam apropo de tine, apropo de mine. Ok, suntem armonioși, suntem frumoși, suntem exotici, dar e mai mult decât atât. E vorba de ce transmitem cu totul, nu numai prin vorbit. Am văzut-o pe Eva de foarte multe ori la prezentări de modă, nu, în compania. Niciodată. Și atunci de ce am văzut-o la shooting-uri de modă?
Poate, poate da, prin, dar, dar nu, nu, nu este... Arduri de a fost, Oianu. A fost, de da, foarte multe ori am văzut-o. Dar asta face din prietenie și din, de, din bucuria de a face asta. Dar, dar nu face nimic profesional. Nici, a, a avut propuneri, evident, și din străinătate, de la firme de mari, mari de... Dar nu a ales să facă asta. Nu, a, a ales să facă artă și probabil că la un moment dat, dacă ea va vrea, deși are deja 20 de ani, va face și asta. A fost aleasă inclusiv pentru podium. Are... cum se cheamă, dimensiunile perfecte, perfecte, nu numai înălțime, da, știu ce zici. Dar și toate, absolut toate și nu o interesează. Ce să fac dacă nu o interesează? E îndrăgostită? Ea este îndrăgostită, dar nu e îndrăgostită în momentul ăsta. Mm-hmm. Adică nu este îndrăgostită de un băiat acum când mă întrebi, dar mâine poate fi sau ieri poate a fost. Nu, că asta e problema celei mijlocii la mine. Da. Acum cu e îndrăgostită dragoste. De un băiat. Ah, ok. Da. Și nu, vezi că Silvia îmi dă telefonul, scrie Maria. Înțelegi? Da. Asta este problema, asta deci, pe o să o ai. Deci da. Tu vreau să te pregătesc. Mm-hmm. Într-o zi nu o să-ți mai răspundă la telefon și o să-ți dea a doua nu, zi. Nu, 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 asta s-a întâmplat. Deja s-a întâmplat. Nu, ea îmi răspunde la telefon și când e îndrăgostită. Deci ea știe că este un singur lucru la care țin, unul singur. Mm. Să-mi răspundă la telefon, amândoi, și ea și el. Dacă nu mi-au răspuns la telefon, eu o iau razna. Deci fii atent. Dacă nu, este, e ceva ce nu pot controla. Dacă îmi răspunde în SMS, mama, sunt ok, nu știu ce, mama, nu pot să răspund, mama, nu mai am baterie, pot să înghit vrăjala. Dar trebuie să-mi spună. În momentul în care nu-mi răspund, eu intru în panică, fără să îmi propun asta. Și așa încât, indiferent de situație, că sunt la budă, că sunt mână, că au un covrig în gură, că au, că se pupă, ei răspund la telefon. Dacă da, vrei... mama, da, mama, sunt aici, sunt bine. Unde sunt, sunt ok. Bine, deci ești ok, da, atât. Ok. Dar nu-i sunt prea des, să știi. Să știi că am văzut multe fotografii pe Instagram-ul tău și îl iau drept reper, nu mă duc și la Facebook sau ceva de genul ăsta, dar eu nu te-am văzut, nu știu, în urmă cu 10 ani atât de... Păi nu era social media. Ba da, era. Acum 10 ani era. Ah, ok. Eu am pornit mai târziu da, Instagram-ul dar și Facebook-ul am pornit după. Dar hai să spun o chestie ca să înțelegi cum stă treaba. Eu din ai 2000... și niște lapte peste? Da, am niște milk. Milk and honey. Vreau să spun că eu te-am văzut în ultima perioadă, dar atrăgând de partea ta, pentru că lumea a vrut să te cunoască. Eu în momentul în care iubesc pe cineva sau sunt fanul cuiva și își face respectivul, cum a fost cazul lui Matthew McConaughey, de exemplu. Mm-hmm. În momentul că și-am făcut pagina de Instagram, pac, în primele două zile, 1.000.000, 2 și mai departe. Deci, tu îi aștepți. Unii nu îți face, e un blocaj. Ok, asta înseamnă că tu știindu-mă din viața de zi cu zi versus Instagram, tu ai văzut că eu transmit autentic. Absolut, absolut, văd autentic, dar eu am văzut că nu e o poză cu mine acolo. Nu e nicio poză cu tine? Da. Nu e nicio poză cu mine. Iar eu ieri noapte... Nici măcar un Instastory. Nu, Instastory au dispărut. Au dispărut, dar n-au fost, nu? Nimic. Nu, n-a fost nimic cu mine. Nici nu un tag, nimic. Între timp, îți spun pe cine l-ai de foarte multe ori. Petru, pe bună dreptate. Dar există acolo un bărbat cu care eu joc tenis. Ieri seara am jucat tenis cu el. Tenis? Da. Și care la mine pe cont? Foarte. Cred că are... Nu! Dacă deschid acum Instagram-ul tău, îl găsesc de 5, 6, 7 ori. Și nu e vorba de Constantin Stan. Nu, că nu joacă tenis. Vărmiu? Nu ți-e văr. Jurnaliști, notați. Nu mi-e văr? Cătălin Badiu. Bă, ieri sunt în să noteze. Cătălin Badiu. Acest Alain Delon al zilelor noastre e la tine. Băi, deci într-o veselie. Ileana are o singură poză pe Insta. În schimb, Cătălin, care este nașul tău de căsătorie, este acolo într-o veselie. Și eu cred că, și acum și spunem dacă greșesc, eu cred că Badiu, tenismen adevărat, eu cred că a fost un fel de cupidon vis-a-vis de tine și de Constantin. Greșesc? Cătă este, tu știi foarte bine, ai spus bine că nu este vărul meu pentru telespectatori, dar... Este vărul meu, dar este da. Ca fratele meu, pentru că eu n-am avut frați, din păcate, și atunci
deși cred că aș fi putut să am foarte mulți, dar trecem pe lângă acest aspect, dacă așa a vrut mama, da, rămânem aici. E, și tata. Și tata, așa, rămânem așa. Aici. Nu, tata ar fi vrut, mama pe n-a bune? Mai vrut. Da, a zis, știi că era treaba aia, unu și bun, hai să ne concentrăm pe asta să iasă bine cât de cât și mai vedem. Da, tata ar fi bun. Și atunci eu mi-am dorit enorm, enorm. Acum, până în ultima clipă i-am spus tatălui meu, tata, te rog, te rog. Un frate? Spune-mi că ai mai avut un accident, o întâmplare în viața ta, că ai ascuns un lucru, mama știe că e iertătoare, nu e nicio problemă, eu n-am aver de împărțit, dau de la mine dacă este. Spune-mi că am un frate sau o soră de tată, că de mamă m-am lămurit că nu vine nimic. Și tata a zis, cel puțin eu nu știu. Da, frumos, frumos răspuns. Așa că, Cătă, știi că sora lui Cătălin, vară mea, o cheamă tot Ileana. Ea era Abadiu, actualmente, după căsătorie, mă rog, de 20 de ani s-a căsătorit, este Socek. Dar Ileana Abadiu, soția lui Cătălin, da? Mai există o Ileana Abadiu, exista, evident, vara mea, care este în Germania, de 20 de ani, cel puțin. Dar o groază de coincidențe. Și este, da, ei sunt doi frați, Cătălin și Ileana. Ileana este în Germania, în München, de unde vine, a venit și Cătălin. Corect, bravo. Da? Și, practic, noi avem multe Ilene în familie. Ileana Abadiu, actuala soția lui Cătălin. Eu joc tenis cu el de vreo 3 ani de zile. Am avut, suntem, e un tip care e formidabil cum atunci când jucăm tenis, l-am dat sună telefonul. Și de fiecare dată îmi zice, Horia, iartă-mă, dar trebuie să răspund la telefonul ăla. Eu nu întreb de ce, pentru că știu. Pentru că de partea cealaltă a telefonului e cineva care zice, dom'le, ce facem cu inima asta? Adică eu am în fața mea un om care astăzi, de exemplu, pentru că i-am zis... Vino că o am pe Andrei invitată. Aș veni cu mare drag, dar am două operații. Da, practic, două operații pe inimă înseamnă de dimineață de la 7 până seara la 8. Iar el, modul în care e jovial și în același timp poate salva, mi se pare formidabil, mai ales că eu personal, nu știu dacă am salvat vreodată pe cineva în viața mea, dar eu aș vrea să salvez, dar el o face. Eu îmi pun problema. El deja a făcut de zeci de ori, de sute de ori. Hai să spun o chestie pe care n-am spus-o. Ileana o știe. Ileana, soția lui. Am fost la Cătălin în sală. Pentru că de operație. Da, pentru că știam că n-am nicio... Nu mai fusesem, evident, asta era ceva extrem. Fusesem într-o operație la Constantin, la soțul meu în sală, de chirurgie estetică, da? Ok, este ceva dur și pentru cine, mai ales operațiile de nas, sunt mai greu de privit. Ok, toate, cam în general, dacă... Cam nu, toate. Da, cam toate. Dar eu nu aveam acest tip de sensibilitate de care mă întrebai. Pentru nu că aveam... era antrenată din copilărie. Nu, pentru că nu ai. O ai sau nu ai. Okay. Eu intru în sală fără niciun fel de problemă. Pe mine mă emoționează alte lucruri pe care mi-e greu le să vezi. Le trebuie să le văd sau așa, dar... trăirile și așa, dar lucrurile astea care țin de... Ok, și am fost la Cătălin în sală și am intrat la 11 cu el în sală și am ieșit la... Era un triplu bypass care până la urmă a fost de 4 ori bypass coronarian, pentru că în timpul operației a constatat că mai trebuie să mai facă încă un bypass. Evident echipată din cap până în picioare, așa am stat de la 11 la 4, pentru că apoi trebuia să mă duc spre jurnal, în picioare, lângă el, și mi-a fost, am avut o revelație. Una este să știi, așa cum spui tu, toate lucrurile astea le-aș fi spus și eu. Alta este să vezi cum se face? Și alta este să-l vezi acolo, să vezi... În fine, și la momentul intervenției propriu-zise, când faci aceste bypass-uri, într-un timp, deci cronometrat, în câteva minute, tu trebuie să rezolvi problemele, e ceva supraomenesc. Este ceva supraomenesc, vă rog să mă credeți. Nu seamănă cu nicio altă meserie pe care eu am, cu care eu am intrat în contact. Nu știu să spun dacă cu piloții, dar cred că este mai presus. Și atunci, mie mi-a fost foarte greu, când am ieșit din sală, să îl mai văd pe Cătălin, că pe Cătălin, o bună perioadă de timp, cu ca un om normal. Ca un om normal, ca acel copil cu care eu mă jucam în copilărie, făceam toate prostiile din lumea asta, noi, știi, copilărind și în aceeași curte și practic casele una lângă cealaltă, și atunci îl vedeam cu totul altfel. Impactul a fost atât de puternic a ceea ce face,
încât nu mai puteam să-l văd la fel. Nu mai puteam să-l văd ca pe vărul meu, ca legătura noastră din copilărie, tot ce fusese până atunci, nu că s-a șters, s-a schimbat. Și fiind marcată de acest episod, am pus mâna pe telefon, am făcut și fotografii și în fine cu el și am zis, fiind marcată, i-am spus soțului meu acasă, în prima zi, a doua zi, soțul meu mi-a spus, da, este vârful de chirurgie și am încercat să-mi explice ce înseamnă asta. Soțul meu fiind chirurg, da? Uh-huh. Și a spus, ce înseamnă asta? Ai dreptate să fii marcată. Uite-te ce CV are. Uite-te, este mai presus decât este fantastic, Cătălin. Este cel mai deștept din familia voastră. Mi-a spus Constantin. Acum e depășit de Sasha, care vine. Da, corect. Așa. Apoi am sunat-o pe mama lui, din Germania, da? Pe care știi că de ani de zile sunt în Germania și vine în vizită în România. Și am spus că este fantastic, că ceea ce face este wow. Și am sunat-o pe Ileana, așa, pe soția lui. Și am zis, băi, este incredibil ce face, este, când ajungi acasă, este, trebuie să, așa, să-l ții, să-l faci, să nu știi ce să faci, nu mai existi, tu nu mai existi, noi nu mai existăm, pentru că este el. Și ea mi-a răspuns, da, numai că soțul meu este soțul meu, este iubitul meu, nu este un zeu. Iar el trebuie să trăiască normalitatea când ajunge acasă și nu trebuie să fie tratat altfel. Și la început n-am vrut să înțeleg lucrul ăsta, adică nu acceptam pentru că eu nu puteam să-l judec la fel și mi-am dat seama că are dreptate. Asta este legătura fantastică dintre ei, care o soție înțeleaptă, care a văzut și îi oferă acest echilibru. E adevărat și vreau cum să... Cum este, te rog să mă scuzi, asta e foarte important, ceva, și cum este și în cazul tău. Da, pe aia cu vocea, când un bărbat... Te rog, nu insista pe aia cu vocea. Deci, suntem identici, frați gemeni, ce vrei tu? Ba, o să insist și pe aia cu vocea. Te rog, renunță la... Te scot aici la vocea României. Fii atent. Nu, fii atent, ascultă-mă. Taci tu să vorbesc Taci eu. Taci tu, da. Vorbesc eu. Vin la Academia de Muzică, așa? Horia Brenciu. Da? Pe cuvântul meu d'onoare, pe cuvânt, e aproape de casă. Așa? Nu mă duc la coloană medicală să-mi fac antrenamentele, okay, că e tot aici, vin la Academie. Perfect. Fac oia mici, o să vezi că zmăgarul între oi nu se lipește nimic de mine. Fac lecții eu de canto. Dacă se lipește și nu ești cu această atmosferă de niznaiu, idisiu, da, nu zaiți spagadi, și dacă se lipește ceva, atunci eu ce să-ți fac? Cum să te pedepsesc? Știi că urăsc un singur lucru, să mi se spună, Horia, ai avut dreptate? Vezi? Pauză, după ce am vorbit, poate, a fost, pa! Pa, nu, dar poate da. Nu o să spun eu, poate o să spună ascultătorii. Păi nu, spun eu, o să spună ei bine. Da. Fii atent, vreau să vorbesc un lucru, foarte încă o similitudine. Ieși-mi niște apă. Vreau să spun un lucru. În momentul în care un bărbat... Vrei să spun și apă minerală? Ai desfăcut o sticlă pentru mine? Nu aveai o sticlă desfăcută acasă? Nu. Nu, desfac totul pentru tine. Uite, și ăsta este șprițul de care vorbeam. Uh-huh. Apă plată, apă minerală. Îl folosesc și acum vreau să-l guști. Uh-huh. 25%, 75%. Fii atentă. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar nu e covrigi? Mai am covrig, numai că acum trebuie să vorbesc. Mănâncă tu, vorbesc eu, după aceea mănânci tu, vorbesc. Mă rog, știi tu. Sunt mortale, de unde sunt? Le-am luat din Praga. Superbe sunt. Pentru că atunci când am văzut pianul, mi-am adus aminte de Eddie imediat și după ce am descoperit pe rând și aici e tot orchestra mea. Doar că ei sunt mai spre Beatles, așa la cum arată. Ai tăi sunt mai modern, băieții. Modern sau nu, Constantin e de apreciat pentru că atunci când intri într-o relație cu o femeie care are deja doi copii, iubirea ta se manifestă și asupra ei și asupra copiilor. Corect. Ție ți s-a întâmplat același lucru. Exact. Și la partea asta vreau să spun că am văzut și din poze, dar nu trag toate concluziile din fotografii. Pentru că aici sunt multe de discutat. Poate o fotografie este un ingredient, un amănunt. Dar spune-mi tu despre lucrul ăsta. Spune-mi tu că și Petru și Eva, cu câțiva ani în urmă, când l-au întâlnit, au zâmbit. Ce au făcut? Și-au pus problema? Și-au pus... Au avut semne de întrebare? Ce s-a întâmplat atunci? Asta a fost interesant. Petru avea 8 ani, va avea aproape 12, erau micuți. Petru chiar foarte micuți. Și ei au zâmbit pentru că
Am un nod în gât când îți spun lucrurile astea, o fi o puternică, dar totuși. Pentru că ei au zâmbit pentru că erau educați în felul ăsta. Atunci când întâlnesc pe cineva să zâmbească și așa știau ei să se exprime. În sufletul lor însă, nu cred că zâmbeau. Iar eu știam lucrurile astea. Pentru că dincolo de cuplul pe care eu îl reprezentam, noul cuplu, adică eu și Constantin, erau copiii mei, nu dincolo, mai presus de orice. El știa acest lucru, îl știa el. Îl știa și de la mine, îl simțea, nu a trebuit să-l spun. El a spus inclusiv fica lui, Andreea. Care e tot Andreea, da. Care a fost primul om care a știut despre noi doi, de la el. El n-a putut să țină nimic secret și a spus și atunci Andreea a spus acest lucru, că există acești doi copii care sunt mai presus în viața mea chiar decât el. E foarte frumos. Și această proiecție pe care fiica lui a făcut-o și pe care el o știa și pe care o simțea din partea mea, s-a menținut. Pentru că el niciodată nu s-a pus mai presus decât copiii, decât copiii mei și a făcut totul încât copiii, în mod natural, să se lege de el, să-l iubească și să-l respecte, nu ca pe tatăl lor. Ca un prieten. Nu ca pe tatăl lor, ca pe un om foarte bun din viața lor, ca pe un om de la care au ce învăța și și-a dorit să aibă ce să învețe de la el. Să vadă ce înseamnă dragostea pe care au văzut-o și în prima lor familie, cea primordială, da? Familia formată din mama și tatăl lor. Deci acel tip de relație pe care copiii și în care copiii au crescut, ea trebuie să continue sub o altă formă. Nimic nu a fost forțat. Nimic nu a fost... Nu a existat niciun fel de presiune. Nu a fost nimic artificial. Totul a fost făcut cu multă răbdare și grijă și dragoste. Nu a existat nimic altceva. Iar lucrurile au fost într-atât de în asemenea fel construite încât tatăl lor a fost tot timpul prezent în discuții, în sensul în care Constantin tot timpul spunea ai vorbit cu tatăl tău, te-ai consultat, ai vorbit, ai sunat și ai vorbit cu tatăl tău despre situația asta. Tatăl tău ce părere crezi că are despre asta? Deci cumva, într-un mod subtil, era introdus de către Constantin în viața copiilor, chiar dacă știi bine, el a fost plecat și este încă plecat din țară și atunci relația nu era directă, ci era prin FaceTime, telefon, existentă dar nu fizică și atunci copiii, adică el a înțeles cât de importantă este partea aceasta masculină în care copiii să nu înțeleagă că este el tatăl lor, dar este omul pe care se pot baza, în care pot avea încredere și au ce să învețe și sunt primiți cu sufletul deschis încât să spună absolut orice. Iar lucrul ăsta a fost extrem de important pentru că ei au trăit alături de Constantin și trăiesc, dar ușor-ușor cresc și ei, dar încă se pune această problemă într-o perioadă cea mai dificilă a vârstei lor. Iar înțelegi foarte bine ce vreau să spun. Copiii cât sunt mici, te joci cu ei, nu sunt mari probleme, cum este și vorba. Copiii când sunt mari, tu preiei practic perioada cea mai grea. Și atunci adolescența lor este cea mai delicată plastelină pe care o poți avea sufletească. Iar el a făcut acest efort și de ce spun că este efort? Pentru că pentru un om în care meseria este pe primul plan și a fost întotdeauna, pentru că altfel nu poate fi. A trebuit să-și facă loc pentru lucrul ăsta. A trebuit să-și facă loc. Gândește-te, pentru că însăși fata, fiica lui, Andreea, a crescut într-o familie cu doi medici. Mama Andreea este tot medic, fosta soția lui Constantin. Știi foarte bine ce înseamnă doi medici, adică știm cu toții. Timpul este limitat, există gărzi, e complicat, nu e simplu, tot felul de examene pe care le dai tot timpul. Și atunci copilul, evident că este vitregit cumva de prezența continuă, noroc că există bunicii care, slavă Domnului, în unele situații au fost. Și atunci Constantin și-a făcut loc
imaginează-ți loc în sufletul lui, în mintea lui, în tot ceea ce însemna el până la vârsta de 50 de ani, o viață de om. Nu la 30 de ani, la 50 de ani. Încât să să-i primească cu mare bucurie în sufletul lui. Știi că de fiecare dată mi-am pus problema asta și în continuare îmi pun problema asta, apropo de, și asta pot să spun și ție, poate copiii ne întreabă, nu mai avem niciun frățior? Ba da, putem avea un frățior, putem să-l adoptăm, de exemplu. Dar pentru acel frățior, tu mai trebuie să-ți faci încă loc pentru dragoste. Și după aceea ne întrebăm noi, tații, probabil tații care își pun problema, cred că am atâta dragoste pentru toată lumea? Da, pentru că dacă e un lucru nemăsurat în tine, este dragostea. Așa este, este foarte frumos. Un pic, ca să ieșim puțin din registrul ăsta, absolut, să nu ne apuce plânsul. Totuși... Te-ai deschipat bine, dar poți să te apucă pentru că... Totuși, câte pisici și câini, adică copilul ăla nu mai vroia atâtea pisici, deci și urățică pisicuța aia. Băi, mai adică floricelele, ok. Nu e urățică pisicuța. E urățică. Când am fost mic, fii atent aici, ții minte tata că mi-a spus. Adică gestul, am înțeles că nu trebuie să fie de rasă, nu înțeleg, dar de chiar urățică. Tata, pentru prima dată, a venit în 72 la maternitate la mama. Voi știți despre ce e vorba, da? Da, nu, da. Păi sunt din viața ta, nu? Când, da, în viața mea. Au adormit, adormiseră între timp și a venit tata la maternitate. Și mama zice, uite, ăsta e copilul nostru, adică eu. L-au schimbat. Și tata, și văd făcând faza asta. Aul, n-aveți altul. Eram așa urât, nu că aș fi frumos, așa urât eram. Fii atent, încă ceea ce vreau să spun, nu trebuie să tragi concluzii. Pentru că noi când suntem tineri avem tot felul de trăsături. Ele se îmbunătățesc, da, deci pe parcursul vieții. Este clar, destinele noastre, ne-am găsit dragostea, sufletele pereche, dar totuși destinele noastre sunt identice. Deci, absolut. Când m-am născut eu... Urmează o declarație bombă, da? Eram foarte urâtă. Vorbesc minți acum, o minți frumos. Uite, sună pe mama. Deci, ascultăm un pic. Zim. Deci, fiat, o punem pe speaker, dacă vrei. Dar ascultă, da, ce-ți spun, o să spună mai dur decât îți spun eu acum. Da. Eram foarte urâțică, plină de păr, negricioasă, smeadă, așa, și urâțică, cam ca acum. Și da, au zis, totuși, ce se întâmplă? Te-a arătat lui taică-miu. Ok. Taică mi-a zis că el își dorea un pui de om oricum, dar nu s-a exprimat chiar ca tatăl tău. El a zis îl iubești pe ăsta. Și mama a zis totuși nu e bine, e chiar de ce o fi ieșit așa? În fine, ploua afară, cu ploaia s-au dus toate. Am ajuns acasă și bunica lui Cătălin, văr meu, da, așa, care văzuse foarte multe nașteri, era moașă, așa, s-a uitat la jumătate de oră, la trăsăturile alea și la cum arătam eu urățică, în varianta urățică. Și a zis, o să fie frumoasă. Mă rog, fiind un practic sora bunicii mele, ce optimista era să zic? Ce era să zic? Adică era să zică verdictul final. Da, o să fie urâtă. Să fie... Pentru asta aș vrea să închin pentru tați. Așa este. Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să-i odihnească. Și noi să-i pomenim. Bun. Pentru că atât eu cât și Horia, pentru tați, i-am cunoscut. I see trees of green. Dacă nu, asta nu-i voce, atunci ce să spun eu? Dacă fata asta nu-i voce. For me and you. Nu, aici n-a fost bine. Nu, e grav. For me. Nu, mi-a spus tata. Mi-a spus tata, care știi că se pricepea. Mi-a spus că nu e bine. Nu, și-a dorit mult, dar nu. Hai. Nu, o să știu că nu vezi până, nu vezi până acolo, nu? Să te auzi bine. Nu vezi până, nu mai bine, nu mă aud. Nu, lasă. Dragii mei, sunteți la Lucruri Simple, un podcast pentru inimă și pentru muzică. Și pentru Andreea Berecleanu, care astăzi ne va cânta pentru prima dată în viața ei o piesă pe care a auzit-o de mult timp. O piesă pe care o asculta alături de tatăl ei. O lume minunată. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I hear babies cry at
clouds of white. The bright bliss day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Oh yes. So pretty in the sky. There also are the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I love you too. I hear babies cry. Da-da. I watch them grow. They learn much, much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful world. L-am cunoscut pe tatăl tău și vreau să spun că era un bărbat frumos care avea tot timpul un zâmbet foarte plin de tâlc, plin de înțelepciune și cred eu că era tipul de om care zicea da, iubita mea, sigur că da. Adică era subjugat soției lui, iar dincolo de asta eu cred că l-ai moștenit multe lucruri. Greșesc la ceva? Greșesc? Da. Mama a fost cel mai înțelept și este membru al familiei noastre. De ce zici asta? Tata nu te supăra acolo unde ești. E pe bune. Pentru că să ai de-a face, eu nu prea sunt cu zodiile, dar totuși îți spun, să ai de-a face cu un capricorn care era tata, un berbec și tu să fii leu și să fii atât de înțelept încât să gestionezi toate situațiile unor nebuni pe care îi iubești, așa. Nu poți să fii decât un om foarte bun și înțelept, așa cum este mama. Și în continuare, mama reprezintă un echilibru și toată lumea o sună pe mama când... Și de drag și de nedrag, știi cum este. Evident că suntem alături de ea mereu și ea alături de noi, dar și când este ceva care ține de viață, de decizii, mama își spune cuvântul. Crezi că s-au cunoscut datorită unei melodii, mama și tatăl tău? S-au cunoscut pentru că mama a mers să-l asculte pe tata la melodii. Tata cânta... Era frumușel foc, între timp avea și atestat de cântăreț profesionist categoria 1, vreau să-ți văd atestatul. Arată atestatul. N-am tapat atestat. La mă de genul ăsta? Atestat, pentru că așa. Nu mai era amator. Și ziua trist când era inginer, noaptea vesel când era artist. Ok. Așa s-au cunoscut, așa au tot ținut-o. Mama, evident că... prin înțelepciunea ei de atunci, înțelegea ce înseamnă ca și poate, nu știu dacă da sau nu, poate și Alice înțelege când îi întorci buzunarele pe dos și găsești bilețele de dragoste cu clame prinse de tot felul, de la balerine, medici, da. Apropo, tata zicea, lasă, îi spunea maică-mi, lasă, știi ce viață grea au balerinele, nu mai au timp de nimic, stai liniștită, nu fi geloasă, nu mai au timp de nimic. Sau doar pasiunea pură, doar pasiunea pură i-a adunat, i-a ținut împreună și au rezistat, pentru că evident trebuia să mă nasc eu. Deci totul are un sens, pentru că trebuia să mă nasc eu. Și tata așa, în momentul în care eu m-am născut, a pus cântat un cui. Nu cred. Ba da? Nu cred. Pentru că... Nu cred așa ceva. Pentru că eu eram deja născută, mama pe bune, era să... Deci alăptase și el venea ceva. La 5 dimineața. Deci practic nu dormea decât 2 ore în 48 de ore și mama a zis, hai să ne înțelegem. Ori așa, ori așa. Ori tătic, ori artist.
Asta nu știam. Da, da, el era și inginer, repet, deci ziua era pe șantier, era momentul după da, cu tremur. Da, vreau să spun că adică aveam mama. Ai acum bași de la tine din... Nu, nu. Nu? Adică? Am niște fotografii în care era la Teatrul Muzical din Brașov. Da. Era cântăreață. Știu. În modul care m-a născut pe mine, a pus muzica în cui. Ce chestie. Tu ești fratele meu? Copii, ca să nu plânge, ca să nu fac... Stai. Oare în ce combinație? În ce combinație? Un lucru trebuie să știi. Un lucru trebuie să știe cei care ne urmăresc acum, în cazul în care n-au închis aparatele de luat vederi, că eu sunt în legătură de rudenie cu tine și trebuie să le explicăm cum. Alianz. Mama mea cu mama lui Andrei au fost verișoare primare, eu cu Andrei sunt văr, iar în momentul ăsta concluzia este că aș vrea să învăț și eu nepoței mai des. Când poți. Pentru asta, dăm și mie telefonul, te rog frumos. Dăm telefonul. Nu. Vine altceva. Nu vreau mai bun decât covrigii. Nu există nimic mai bun decât covrigii. Nu există altceva mai bun decât covrigii? Atenție! E un mesaj pentru tine aici. Te concentrezi puțin? Puteai să dau tare? Dă-i play. Andreea, bună dimineața, iubita mea! Sper că șaorma ce trimise astăzi pentru voi o să fie pe gustul tău, ca totdeauna. Știu... Tu, Andreea Bereclanu, îmi place șaorma lui Hada, dar o să trimit astăzi două șaorma. Una pentru tine și una pentru Horia. Se guste el, se știe el ce este vorba spre șaorma lui Joseph. Pafte mare și te pup și aștept pe la noi. Andreea, te iubesc. Andreea, te iubesc. Să vină șaormele! O, Dumnezeule mare! Fii atent, am spus ce? Că nu există ceva mai bun decât covrigii. Shaorma lui Joseph. Iată-mă, draga mea, dar cred că am avut niște păsărele care mi-au spus pentru dar că... ce, totuși, de ce nu mi-ai spus? Ce? Tu ai... Ce? Da. Ce să am? Mi-ai spus două ore, nu știu ce. Trebuie să rezervăm o zi și o noapte. Da, poftim. O zi și o noapte. Eu trebuie să faci un podcast, da? Nu cu mine, că eu n-am ce să... Da. N-am stat atât de interesantă, da. Dar cu cineva o zi și o noapte. Foarte bună idee. Cum e șaorma asta, cu ce? Mă bagi în cartea recordurilor. Fii atent, nu cu mine, repet, că nu sunt atât de interesantă. Da. Dar totuși, ceva Florin Piersic, ca să fie și cu recitat, cu vorbit, cu cineva care vorbește mult. Hadad? Joseph? Și dacă mă duc eu la restaurantul lui... De el nu face asta în restaurantul lui. Dacă te duci tu la restaurantul lui, la Caju, nu la celălalt, la Caju, zici așa, te așezi la masă, faci tu cum faci tu? Să vină. Oh, Dumnezeule. Și după ce... De-aia nu-i bine să inviți oameni care te cunosc pe de-a întregul și pe dinăuntru. Și după aia, spășit, după ce faci tu, îți faci intrarea, intrarea pe care ți-o faci tu oriunde la coafor, oriunde te duci. Așa, te duci spășit. Spășit, cu vocea mai joasă, că nu se face, să dai spășit, seama. Spășit, spășit. Spășit, îl chem pe ospătar și zice așa. S'il vous plaît. Dacă e vineri, e nasol, că Joseph nu este acolo, deci nu te poate ajuta. Deci trebuie să ai pile și la ospătar. Să zice așa. Bună ziua, bună ziua. Vă roagă foarte mult, doamna Bereclanu, să-mi faceți, să-mi faceți și mie o șaorma marocană. Îi spuneți domnului din spate. Deci în permanență, tu de fiecare dată, tu ai actori, cântăreți și ai prieteni. Uite, de exemplu, unul pe care l-am cunoscut și eu, l-am cunoscut la Breaza și ți-a rămas prieten alături de tine, este Costel Constantin. Da, Costel este un prieten, Costel și Mihaela, nu poți să spui doar Costel. Da. Costel spui dacă vorbești despre partea de actorie și da, inclusiv Costel își repetă și acum scenariile, Mihaela îl ascultă. Acasă, soția lui Mihaela îl ascultă atunci când își repetă scenariile.
Costel este un om minunat, este un prieten minunat, este un actor desăvârșit, nu doar prin talentul lui, prin disciplină, este un model în viața oricărui tânăr, oricărui om cu experiență, fără experiență, la început de drum, la mijlocul drumului sau la maturitate. Costel este un exemplu. Mihaela și Costel, ca și cuplu, sunt un exemplu pentru cuplurile din ziua de astăzi. Știi că ce-ți place ție se vede clar în pagina de Instagram. Îți place Damian Drăghici? Și îți place Nelu Plăișteanu? Acum, ce ai văzut din pagină? Am postat pentru că tocmai îl văzusem în urmă cu... Ne-am întâlnit și am trăit o seară foarte frumoasă, deși el avea un job, Nelu. Și pentru că nu-l mai văzusem de ceva timp, culmea că era în perioada post-pandemie, prima perioadă, după lockdown. Și am stat împreună și am cântat împreună. Iartă-mă, am zis, am cântat împreună. Am cântat împreună, da, pentru că știi că îmi plac lăutarii, știi că îmi plac muzicienii și muzicanții, știi că iubesc și de asemenea și muzica clasică și simfonică, să nu o dăm la o parte, dar pentru că în casa mea am ascultat și operă și operetă și muzică clasică și lăutărie și Ileana Sărăroiu și Maria Tănase și ABBA și Dean Martin și ce vrei tu, îmi plac. Așa cum îi plac și Evei. Eva știe tot. Eva știe tot. Tot. Pe bune. La tot. 22 de ani știe... La 20 de ani știe tot. Așa, să revenim. Și Nelu avea un job acolo, dar nu știa cum să termine de cântat sau să vină la masa noastră să cântăm împreună. Printre picături venea la noi și mai stăteam de vorbă și mai depănam și mai cântam împreună. Și apoi s-a dus. La scurt timp, după această întâlnire, s-a întâmplat să se ducă și a fost foarte greu pentru că, de crezut, pentru că el era bine, el era foarte bine. Da. Și avea planuri și era bine cu el și cu viața lui și era liniștit. Relațiile mele sunt și personale. Și... eu îți spun partea asta, care este cumva publică, partea cealaltă rămâne în zona de discreție, pentru că așa trebuie să rămână. Dacă el s-ar bucura de ceva, ar fi că noi trebuie să cântăm această chestie. Ne punem căștile? Cârciuma din cartier. Unde se cântă și se bea. Eu sunt Iordache. Vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție. Am mai iubit niște femei. Și nu m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele ca într-un film cu rașcapu, măturător de praf de stele și cu surgiu fără gustur. Iar când adorm spre dimineață de la început, că n-am dat totul de la viață și mi-am dat cât aș fi vrut. Thank you.
fost și prinț și cerșetor. Un trădător, un om cinstit. Numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. N-am mai și râs de un rozi. Am fost bogat și am fost falit. Și în toată lumii nebunie eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film grașca. Măturător de praf de stele, praf de stele. Și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață. Uite, vezi aici, nu? Și nu i-am dat cât aș fi vrut. Și nu i-am dat ce aș fi vrut. Cât aș fi vrut. Mulțumesc frumos, Alice! Din o să te pup. Este Andreea. Mulțumesc. Bravo, felicitări. Alice a așteptat momentul să ne cânte și îți mulțumesc foarte frumos. Păi, scuze-mă, nu Andreea trebuie să fie emoționată și eu să mai fiu mai reținut, așa? N-am zis noi la începutul podcastului că eu trebuie să tac și ea trebuie să vorbească? Hai. Lasă-o de la început. Să spună, Cătălin. Da, merge. Dă-i play. Când ai făcut asta? Că n-avea când. Când zilele n-avea astea? N-avea când. Era imposibil. Hai că țin eu, dă-i deci tu play. Deci are timp morți înseamnă. Da, timp morți, ceea ce e nasol. Ia. Bună, Horia. Am primit mesajul tău. E pentru tine. Să o ai pe Andreea Berecleanu în podcasturile tale este într-adevăr un succes, dar nici nu știi la ce te poți aștepta. Oricum, eu o cunosc foarte bine. Este femeia care în ultimii ani împreună a reușit să-mi schimbe viața. Am reușit împreună mulțime de lucruri. Este femeia pe care o iubesc, este femeia cu care aș dori și doresc să-mi trăiesc viața alături, atât la bine cât și la mai puțin bine. Dar sunt convins că în momentele pe care le veți petrece împreună veți găsi o mulțime de subiecte în care vei reuși să afli cine este cu adevărat Andreea Berecleanu. Eu pot să spun mai simplu. E mai simplu să-ți spun ce nu este Andreea Berecleanu și cine nu este Andreea Berecleanu. Dar vă las pe voi în discuția pe care o aveți. Noi suntem în sala de operație, așa cum spune Andreea, și acolo este locul meu, cu pacienții noștri, cu cei cu care suntem zi de zi împreună. Îți urez un podcast de succes și de ce nu, poate vei ajunge să trimiți un mesaj și Andrei Berecleanu despre invitatul tău care va fi Constantin Stan. Succes în podcast! Deci vreau să spun că dacă îl rugam să plece până în America să se întoarcă în acea zi, reușeam lucrul ăsta pentru tine. El ți-ar fi spus mai multe, dar știe că eu sunt o persoană foarte discretă și mai știe că i-am spus, asta trebuie să-ți spun. Mm. Vezi întotdeauna, nu în cazul ăsta, că nici nu știam, nici nu știu când a făcut asta,
știe că sunt o persoană discretă și mai știe că ceea ce spune poate să fie interpretat, dar nu în măsura a ceea ce vrea să spună, ci diferit. Ci diferit. Nu rău sau rău, nu, ci diferit. Și atunci, adică profunzimea, cum să spun, ceea ce simte el este greu de exprimat în cuvinte, așa cum și ceea ce simt eu. Dar pentru el cred că este mai greu decât pentru mine, deși stăpânește foarte bine comunicarea și limba română. Sufletește cumva, el este un tip extrem de pragmatic în sală și extrem de sensibil în afara ei. Și acolo este o zonă de vulnerabilitate frumoasă, pe care nu o devolează simplu și ușor, așa încât ce spune aici este mult. Este mult. Și asta pentru că știe ce însemn tu pentru mine și ce însemn eu pentru tine. Mulțumesc foarte mult, Constantin, pentru gândurile tale. Fără gândurile tale, acest interviu, acest dialog între mine și Andreea n-ar fi fost complet. Primele 10 întrebări sunt așa. Altele 10 zile pun în podcastul viitor. Când mă trezesc de dimineață? Cum era versul? Cum zicea Neluțu? Îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și mi-am luat... Perfect. Bun. Deci dacă îmi dai secvențe din muzică, o să ajung steaua cu nume. Cel mai mult la un om apreciez... Sinceritatea și autenticitatea. Vacanța mea preferată a fost alături de... Prima mea vacanță a fost dealul Cioplea, pe pârtia mică de la dealul Cioplea, hotelul Cioplea de sus de la predeal. Era o pârtie mică de 200 de metri, acolo am învățat să schiez și alături mi-a fost bunica mea, care are acum 95 de ani. 95 de ani. Senzațional. Acolo și a stat ea una dintre... Și a stat ea, spune-mi, ea stătea jos și dă-ți drumul, Andreea? Mai mult decât atât. Eu nu prea aveam de niciun leg, era pe vremea lui Ceașcă. Da, corect. Așa, erau schiuri de la cuprins. Erau bocanci, cu schiuri de lemn. Da, așa am aveam niște schiuri de lemn verzi, cu niște bocanci maro și cu 4 sau 5 pulovere suprapuse. Și ea mă aștepta cu o portocală desfăcută. Da. I-ai spus exact ce făcea tata în afară de portocală. Noi aveam portocale. Deci, București, Brașov, e o diferență. Unui mesaj negativ, răuvoitor, de pe Facebook, îi voi da de fiecare dată... Bloc. Când veneam spre tine, nu mă gândeam niciodată că o să... Ce, când? Mai zi o dată, scuze. Când veneai spre mine... Cine, eu sau tu? Tu, când veneai spre mine. Adică... Spre tine, Horia? Da, când spre podcast. Când veneam spre tine... Că de-a lungul vieții. Hai mă, băi, pe bune. Deci nu fii atent că jurnaliști care citesc altceva în rândurile tale. Când veneai spre podcast, nu mă gândeam niciodată că o să... Că este spre Băneasa și nu așa, și de-aia ți-am dat un telefon, pentru că deja eram în întârziere, ceea ce mie nu mi se întâmplă și o să spuneai că ești neserioasă, că ai spus că vii la 12:30 în loc de 1. Era deja 1:20, eu nu știam, bineînțeles că ăsta m-a dus telefonul, m-a dus Google Maps, m-a dus în altă parte, da. Eu știam că Sisești este de fapt în partea cealaltă. Absolut. Și riscam să nu ajung la un podcast... Care de se sentimental. O da, Waze se numește. Da, Waze. Da. Întrebare. ProTV, prima sau antenă? Păi sunt generații diferite, ani diferiți, eu sunt diferită din fiecare. Nu te împăuna așa, nu. Că nu te mint. Și știi foarte bine că nu te mint și că și tu simți la fel. Așa. Mâine poate să fie altceva, ieri a fost altceva, mâine, repet, poate să fie cea și poi mâine altceva în funcție de ceea ce vrem noi. Fiecare în parte a fost un parcurs și o experiență în viața mea binevenită. Nu am niciun regret. Je ne regret, rien. Pam, pam, pam. Virgil Popescu. Pam, no. Pam, pam. Je ne... Iubire... bibelou de porțelan. Dumnezeule, ai și inițiative proprii.
Așa, cântăreți din România, o să aveți o concurentă, Andreea. Bărbatul ideal este cel care... Îmi dă asemenea mesaje în miezul zilei, la ora 2, să spui, vreau să trăiesc restul vieții alături de tine, când tu trebuia să fii în sală, în mijlocul operației. Te pup, Constantin. Vrei mai mult de fiecare dată, în apropierea Crăciunului, obișnuiam să mă duc la concertele lui... Tata, acasă. Pentru că nu eram aici dacă... Unde aici, mă? Iar, aici, mă? Aici, în țară, aici... În nu eram aici, da, la podcastul aici... lui Horia Brenciu, intitulat Lucruri Simple, care se găsește pe pagina lui YouTube, dacă... Dacă aș fi prezentat un jurnal de prânz, intermediare se cheamă, între... intermediarele Bravo. Se cheamă. Nu am pus niciodată o poză cu Horia Brenciu pe nu Instagramul eram... meu, pentru că... Nu, să revenim. Încă o dată cealaltă întrebare. Nu eram aici, la acest podcast, dacă... Dacă nu știam că se viralizează niște știri care pornesc din... Nu, încă o dată, să revenim. Încă o dată întrebare. Nu eram aici la acest podcast, dacă... Nu aveam încredere în dragostea lui față de mine și nu... Nu-l iubeam atât de mult. No, no, rien, rien, no. Biberou de porțelan. Nu, da, asta ca să... Stai. Nu am pus niciodată o poză cu Horia Brânciu pe Instagramul meu, pentru că... Pentru că am pus-o și s-a șters într-un mod misterios. De asta chiar îl și văd pe Petru sau o văd pe Eva, așa, luând o gumă. Mami, poți să-l șterg pe Horia? Pe unghiul nostru din Instagram? Da, șterge tot de rângătru cu el. Deci asta vreau să spun. Pentru mine reprezintă niște lucruri pe care nu mi le pot explica. Pentru că... Pentru că... Voi nu erați născuți atunci când el m-a lăsat singură pe cal. Bun. Acum trebuie spus așa asta. În urmă cu foarte mulți ani, pe când puricele era mare cât o caua, eu am făcut un singur lucru. Un singur lucru only, cum zice americanul, pe care astăzi îl dăm publicității. Am fost în... La nunta... Nu, Nu, da, stai, nu, asta, la nunta. Am plecat într-o benzină. Andrei, lasă asta cu plecatul. Eu, pentru prima dată în viața mea, am furat o mireasă. Mireasa se numea Andreea Berecleanu. Ea era pe cal, eu am luat calul, am ieșit puțin afară din zona de impact, unde erau și mesenii și toată lumea așa, am dat-o jos de pe cal, am băgat o mașină. Nu. Badaș. Ea nu era încă pe cal. Ea nu era încă pe cal, pentru că e logic că nu era încă pe cal. Okay. Nu mai știi cum era scenariul. Scenariul era făcut de mine. Da? Deci, tu mă furai. Așa? Exact. Tu mă furai. Așa? Calul însă... Deci, ideea este așa. Noi trebuia să ne întoarcem peste 10 minute, un sfert de oră. Așa vine mireasa, pleacă cu nebunul, dar se mai și întoarce la nuntă, evident. E răscumpărată cu tare. Treaba este că noi nu ne-am mai întors decât după 2 ore. De ce? Corect. Pentru că acel cal alb, sur, superb, alb, de la Steaua, campion și așa mai departe, avea concert, era să zic, a doua zi, avea concurs a doua zi și trebuia să doarmă. Păi și calul dormea și nu se mai trezea. Și noi eram pe telefon și eu plecasem cu Horia, trebuia să mă întorc într-un sfert de oră și să vin prin pădurea de la Clubul Diplomaților. Clubul Diplomaților. Călare pe calul alb. Așa? Aveam 20 de ani normal, ce vrei, cai albi pe pereți. Așa. Și adusă de Horia. Treaba este că noi, calul nu se trezea, noi nu aveam pe ce să mă întorc, nu era să mă întorc cu calul ăsta. Și ne-am dus prin benzinării. Deci am făcut un tur al Bucureștiului de 2 ore. Dumnezeule mare. Avem desert? Da. Dragii mei, un podcast care se respectă, se încheie după covrigi și orme. Ce drăguț din și partea desert. Ta. Desert. Mm. Aceasta este mămăligă. Mm. Aceasta este smântână. Este o mâncare și acestea din Bucovina. Sunt căpșuni. Din Bucovina. Și căpșunile nu trebuiau să fie căpșuni, ci fragi. Fragi. Care se mănâncă fragola. Cu smântână. Nu se mai găsesc. Fragi cu smântână și se cheamă, cum se cheamă? Cum se cheamă? Zic cum se cheamă. Nu știu, Constantin știe că e din Bacău. Uh-huh. Dar cum se cheamă? E o mâncare din nordul Moldovei. Deci când am auzit de plăcerea asta a ta cu aceste ingrediente, eu mi-am zis, niciodată n-am făcut această combinație. Cum se cheamă? Am un laps.
lapsus în momentul ăsta. Nu, eu să știu, mai stăm încă 2-3 ore, cât vrei tu. Da, să ne ajute telespectatorii. Da. Așteptăm scrisorile voastre pe YouTube-ul meu ca să vedem cum se numește această mâncare cu mămăligă, smântână și în locul fragilor căpșuni. Tu știi de ce te-am invitat astăzi la podcastul ăsta? Că ți era dor, că nu ne-am mai văzut de... Da, mi-era dor, e adevărat. Iar mă pui să cânt? Da, da. Exact, știe. Te-am invitat pentru că noi ar trebui să ne vedem mai des. Am reținut-o pe aia cu bunicuțule, trebuie să văd copiii. Uncheșule. Da, uncheșule. Uncheșule... Bunicuțule, trebuie să-ți aduc cu nepoții. Petru, Eva, vă îmbrățișează un cheșu. Iar acum, pentru că, într-adevăr, nu ați văzut-o pe mama voastră niciodată cântând atât de mult într-o singură zi, vreau să zic că mai avem încă o chestie importantă de cântat. Constantin și el, cred că după emisiunea asta vizionată de și de Constantin, o să zică, dar ce s-a întâmplat, Andreea? Da, chiar. O să descopere acest el podcast ceva, nu tu. Se numește Lucruri Simple. Aha. Vrei să te lansezi prin mine, am înțeles. E o piesă nouă, de ce nu mi-ai dat septembrie luni? Oare de promovat asta? Cine se ocupă de promovare? Nu vreau. Okay. Efectiv, aceste lucruri spun... Titlul emisiunii tale. Titlul emisiunii mele. Dincolo de asta, se potrivesc oricărui invitat, în special ție, și oricărui invitat care iubește, care are familie, care de fiecare dată spune aceste lucruri, poate să spună aceste lucruri către partenerul de viață. De aceea ne punem căștile, ca să auzim mai bine vocile noastre. Îmi place videoclipul. Cine l-a filmat? Un operator simpatic. Dragii mei, nu închidem acum emisia. Andreea, filmează tu pe ce vrei să filmezi, Andreea. Mulțumim foarte mult sponsorilor emisiunii noastre. Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Cum? Andreea Bricleanu, care a fost astăzi alături de noi. Și bineînțeles, nu ne despărțim fără să cântăm încă un cântecel, să ne veselim nițel. Lucruri simple sunt de ajuns. Nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta. Pentru mine mâine n-ar fi prea puțin. Nu caut cu refren. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu, și tu. Mi-e de ajuns doar muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Trufa a doua, mie-mi place orice zi, corect. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, așa. Când mă ceri și când mă ierți și speranța că nu te vei schimba. Nu mă voi schimba. Nu caut mistere să le dezleg, nici după himere. Nu vreau.
vreau să alerg. Nu, nu. Refren. Hai, Andreea. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cerul vastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Na 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 na. Și tu. Na 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 na. Hai, Andreea. Na 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 na. Așa te vreau și încă o dată. Mai cu simțământ. Participă. Na 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 na. Fii prima în viața mea. Na 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 na. Na 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 na. Mai bătut. La ping pong. Și încă o dată. Na 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 na. Revoltă. Na na na. Răscoală. Na 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 na. Iha, iha. Revoluție. Na 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 la la la. La 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 la. La 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 la. Bravo. Sunt Horia Brenciu și în fiecare zi ți se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele. Am ratat. Sunt Horia Brenciu și în fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele. Andreea, a fost o plăcere să te am lângă mine. Te iubesc și îți mulțumesc. Și eu te iubesc și îți mulțumesc. Nu, 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 nu se spune așa. Și eu te iubesc. Nu, iartă-mă. Nu pot, nu, deci nu se poate. Iartă-mă. Nimeni nu mi-a spus în halul ăsta te iartă-mă. Iubesc. Ia. Nu, încă o dată. Sunt încă lucruri simple, nu știu ce. Hai. Sunt Horia Brenciu și vreau să vă spun că în fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele. Andreea, mulțumesc foarte frumos. Îți mulțumesc și nu uita că te iubesc. Dragostea mea. Ce rimă. Oh, și cadou. La și mine, cadou. Nu, nu, pentru tine, okay. Îmi cer mii de scuze, dar bujorii. În obrăjori, doar în obrăjori. Da. Mulțumesc. Mersi. Cu drag. A, cum subscribe? A, iartă-mă. Mi se cere să spun de subscribe. Dați subscribe. Share. Share, love, love, love. Love, like. Mai e ceva? Dați ce vreți voi, că noi suntem aici. A fost lucruri simple cu Andreea și Horia.